Evenimentele private, precum nunți, botezuri, în spațiile deschise și închise, se interzic în mehedinți. Oficialitățile spun că acest tip de adunări sunt cele mai periculoase pentru răspândirea de COVID-19. În schimb, regula pentru ca terasele din interior și restaurantele să se închidă nu este valabilă și la nivelul județului nostru. Este foarte greu să respecti regulile. Nu se poartă mască pentru că asta e natura evenimentului, oamenii mai dansează. Soluția cea mai bună de protecție și necesară este oprirea evenimentelor pentru că sunt sursă de transmitere, a spus Raed Arafat marseara. Evenimentele private, precum nunțile, botezurile sau mesele festive, atât în spațiile deschise cât și la interior, vor fi interzise pe plan național până la scăderea numărului de cazuri de coronavirus. Potrivit hotărârii 856, primim prelungirea serii de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 15 octombrie, se interzice organizarea de evenimente private în spații deschise, dar și închise, cum ar fi saloane, restaurante, terase, baruri, cafenele, corturi de evenimente, săli de evenimente și așa mai departe. Referitor la hotărârea că se vor închide restaurantele, barurile și cluburile în interior, nu este valabilă și în județul Mehedinți, unde numărul de cazuri nu a depășit pragul de 1,5 la 1000 de locuitori. Conform hotărârii 856 pe 2020 privind prelungirea stării de alertă de pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și sau băuturi alcoolice și non-alcoolice de tip restaurant și cafenele în interiorul clădirilor este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă rata de incidență pe ultimele 14 zile este egală cu 1,5 la 1000 de locuitori, dacă rata de incidență este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3, atunci capacitatea de activitate scade la 30%, iar dacă rata de incidență este mai mare de 3 la 1000 de locuitori, este interzisă desfășurarea activităților cu publicul în aceste locații.